Bună vărsător și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 15-21 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia vărsător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot. Primești sfat din partea îngerilor romantici. Îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Vărsător în această săptămână. Ok, este o săptămână cu foarte mari surpriză pentru pentru tine. Poate să fie și o săptămână în care Vărsătorul are un curaj absolut fantastic și uh, poate face niște schimbări majore în viața sa. Da, schimbări majore. Dar Uh, uite această săptămână este despre muncă, despre sănătate, despre relațiile cu ceilalți relațiile cu partenerul, dar și despre bani, despre cheltuieli și despre. Uh, știu eu acele uh, modalități prin care tu pierzi energia iurea și acum uh, săptămâna aceasta, vărsătorul uh, reiau o discuție acolo, fie cu un copil. Da? Sunt discuții legate fie de o mutare împreună, fie se reiau niște discuții legate de niște acte, legate de un drum o, sau legate de rudele tale. Da? Deci poate se reia acolo o discuție cu o femeie, cu o rudă, cineva apropiat. Însă foarte mulți vărsători uite, aveți ocazia să fie să recitiți o carte care să vă schimbe viața, fie să reluați niște cursuri care să vă ajute foarte mult. Da? Cei care trebuie să Uh, reluați niște examene. Da? Trebuie să repetați niște examene. Uite, săptămâna asta sunteți bine susținuți. Dar nu vă bazați doar pe asta, luați, și uh, învățați și uh, tratați lucrurile cu seriozitate. Adică aveți susținere. Da? Dar trebuie să faceți și voi ceva în acest sens. Uh, pe de altă parte, uh, uite, unii puteți să reluați o discuție cu persoana iubită privind uh, relația privind relații. Vărsătorii singuri, vedeți că dragostea plutește în aer pe lângă casă și aici, nu știu, fie e un vecin, fie e o persoană din anturajul vostru, pentru alți vărsători discutăm despre o dragoste de prin trecut care bate la ușă și aici trebuie să fiți puțin atenți, da? trebuie să fiți puțin atenți. Alții puteți să reluați niște negocieri privind un contract, privind o colaborare. Însă, începând cu 19 aprilie, soarele va fi în semnul taurului până la final de mai, iar asta înseamnă o perioadă foarte bună pentru vărsător, în care um, nu știu, familia, casa, stabilitatea ta emoțională, toate astea cresc, înfloresc. Vărsătorul începe să rezolve foarte multe lucruri legate de suflet, legate de viața privată. Da, asta e foarte interesant. Și uh, mai mult decât atât, uh, uite, tot săptămâna aceasta, uh, vărsătorul uh, se poate concentra foarte mult pe niște investiții în casă și în familie. Da? Fie că te apuci să împarți o moștenire, să vinzi o casă, fie alți vărsători vă apucați și faceți un împrumut, vă renovați casa. Alții poate aveți niște uh, analize mai amănunțite de făcut privind cheltuielile de prin casă și prin familie. Da? Um, și tot săptămâna aceasta poate să vină cu o dorință mare a vărsătorului de a se impune în plan personal. Da? În relația cu rudele, în relația cu partenerul, acolo sunt lucruri intense. Uh, pentru că vărsătorul vrea schimbare, vărsătorul nu mai suportă să mai stea așa închis ca într-o cușcă. Da? Vrei schimbare, vrei transformare, vrei să rupi totul, vrei să îți faci uh, plăcerile, ca să zic așa. da, Deci, unii vărsători, nu știu, poate deodată, vă luați valiza, plecați, alții, deodată, vindeți ceva sau e nevoie să faceți un drum uh, foarte rapid, alții vă puteți trezi cu un eveniment așa mare în familie, nu știu, o zi de naștere, o nuntă, botez, ceva. Da, e o adunare acolo de oameni care uh, uite, poate să apară pe neprevăzute. Însă eu cred că vărsătorii vor surprinde foarte mult săptămâna aceasta, da. Sunt niște lucruri acolo pe care voi vi le doriți de tare, tare mult timp și poate n-ați avut curajul, poate nu s-au legat lucrurile, nu a fost totul de nu a fost totul în favoarea voastră, da. Uh, Schimbarea asta mare fie ține de un moment în care vărsătorul are curaj și acționează, acționează, spune, pune în practică, fie are legătură și cu un eveniment care se poate petrece în preajma casei, în anturajul tău, relația cu rudele poate să fie și asta. Da? Poate să fie și asta. Este o situație din care tu ești bine. Este o situație din care tu ești bine, indiferent de poveste. Da? Și ce aș mai recomanda eu vărsătorului, o mai mare atenție în această săptămână pe partea de alimentație. Da, tot insist pe asta. Cam atât. Hai să vedem și arhanghelii ce transmit, ce trebuie să știți. 15-21 aprilie pentru vărsători. Ce trebuie să știți Și avem ingeniozitatea divină. Cifra 13 sau numărul 13, foarte important pentru tine. 1, 4, 31. O transformare. Da? Îți vine o idee genială și faci o schimbare, iei o hotărâre, îți vine o informație bună, da? că deodată visezi, ți se luminează mintea, că stai de vorbă cu un prieten și ăla îți spune o poveste. Culorile importante. Roșu, portocaliu, roz, mov, argintiu, albastru, iar arhanghelul Uriel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Îți dăruiesc înțelepciune practică, inventivitate și capacitatea de a găsi soluții geniale pentru rezolvarea optimă chiar și a celor mai dificile situații. Deci este o săptămână în care tu vei găsi o soluție absolut genială la o situație în care ești vei fi mult mai înțelept. Poate deodată vărsătorul, nu știu, găsește o soluție și de-a doua zi pune și în practică lucrurile. Indiferent de situațiile în care te vei afla, văd aici că vei avea idei geniale. Da? Vei avea idei geniale, vei găsi soluții, și asta zic eu că o să te ajute foarte mult. Hai să vedem tot pentru Varsători și tarotul ce transmite 15-21 aprilie pentru Varsători ce trebuie să știți pentru Varsători. Hai să vedem, dragi vărsători. Judecata sunteți puși pe fapte mari, voi cum să vă spun. Îndrăgostiți zece de spade regele de bâtea Aici e un e un sfârșit pentru vărsător,? da, poate partenerul să zic că trece printr-un moment dificil. Pentru unii văd și o legătură cu o zodie de foc leu berbec săgetător. O legătură cu zodia gemei. Mai văd aici și o alegere importantă pe care vărsătorul o are de făcut. O alegere între minte și inimă. Este și o săptămână în care pasiunea plutește în aer. Că e posibil și asta. Doar că aici avem judecata, da? Te revezi cu o persoană dragăție. Sau este o săptămână în care stai de vorbă cu partenerul. Fiecare își spune părerea, fiecare își spune ideea, da? Și în final se ia o decizie. Poate de mult timp te-ai gândit să schimbi casa sau te-ai gândit să te muți cu partenerul sau să faceți niște schimbări în casă, nu știu, schimbați geamul, schimbați ușa, da? Și acum trebuie să faceți asta, însă eu văd că e ceva legat și de un drum. Pajul de spade la baza manifestărilor tale, ești foarte curios, spionezi, vrei să știi tot despre toată lumea, este și o săptămână în care vărsătorul e tare curios din fire și dornic să învețe lucruri, dornic să experimenteze lucruri noi. Șase de spade este un drum pe care îl faci, este un drum important către sufletul tău sau cineva care îți vine în vizită. Poate tu te gândești să faci un drum undeva. Șase de spade poate să însemne și un moment în care vrei să lași în urmă ceva ce a fost rău și să mergi către sufletul tău. Dar unii parcă vă informații aici în legătură cu o mutare, în legătură cu un drum, Regina de monede în mintea ta, o legătură cu o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, însă, na Uranus, guvernatorul tău, e într-o zodie de pământ, e în taur, deci, pentru vărsători, este o săptămână în care banii sunt importanți, partea materială a lucrurilor, toate astea sunt foarte, foarte importante. Vrei să ai grijă de cineva? Da? Pentru că e posibil aici ca cineva să aibă niște probleme în jurul tău. Văd o energie a unei persoane care este mai sensibilă din fire sau cineva care are niște probleme emoționale. Cinci de spade avem, deci cineva care știu, face o nedreptate sau este o persoană care se află într-un compromis. Cinci de spade poate să însemne și cineva care încearcă să-și urmărească propriul interes. Pentru că, uite, avem Cavalerul de Cupe, deci uh, cineva, uite, vine către tine cu o ofertă de dragoste, cu o propunere. Uh, poate să fie și o veste bună care apare de la o persoană dragă-ție, dragă sufletului tău, cineva care se află la drum. Ultima carte, Regele de Cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Regele de Cupe poate să însemne și o persoană matură din punct de vedere emoțional, dar pentru unii, E ca și cum așteptați un răspuns fie de pe zona medicală, fie este un răspuns în legătură cu o persoană care e mai sensibilă din fire, e ușor influențabilă. Însă, uite, regele de cupe, regina de monede stau de vorbă săptămâna asta. Stau de vorbă. Și poate tu reprezinți aici ca un sprijin pentru cineva sau pentru oamenii din jurul tău, în general vorbind. Dragi vărsători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile, iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru vărsător în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare, o săptămână cu surprize cât mai plăcute îți doresc.